Pentru a fi premiate, cuplurile de râmniceni care au împlinit 50 de ani de căsnicie au fost invitate în sala de festivități a Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea. Vreau să vă felicit de faptul că ați existat 50 de ani împreună și eu vă vin pe urme, am și eu 45 de ani. Din păcate, tot mai puțin din familie rezistă și foarte ușor abandonează unul la altul. Cred că s-a înțeles greșit din democrația asta după 89, pentru că familia este baza și familia este cea care duce la consolidarea societății. Sărbătoriții susțin că e nevoie de comunicare, multă iubire și înțelepciune pentru a avea o căsnicie de lungă durată. Multă dragoste, încredere și respect. Și sigur, au fost și grei, depinde, au fost și perioade. Buni. Da. Însă am trecut peste toate, am găsit echilibru și am ajuns la vârsta asta acum. Și cu bune și cu rele și am reușit să ajungem la vârsta asta. Ne acceptăm mulți cu discuții, dar înțelegerea. Trebuie să lăsăm de la unul la altul ca să ajungem până aici. Să aibă răbdare, să comunice, să se înțeleagă. În 2022, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a mai organizat două astfel de festivități pentru a-i premia pe râmnicerii care au spus da în urmă cu o jumătate de veac. În total, 124 de familii au fost premiate de autorități anul acesta.